Bine v-am găsit, dragii mei! Începem de astăzi un program realizat de televiziunea Romit TV în colaborare cu Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, o emisiune care sper să vă ajute să vă aduceți aminte sau să învățați câte ceva despre limba română, să învățați să vă exprimați mai corect în limba noastră. Eu mă numesc Lucia Ileana Pop, sunt profesoară de limbă română și o să vă ajut în demersul acesta pe parcursul la 20 de ore. Cred că este o datorie a noastră de buni români și cred că este și o dovadă de patriotism adevărat să vorbim corect în limba română, să ne exprimăm cât mai corect și chiar dacă suntem departe de țara noastră, să nu uităm să vorbim limba cu care ne-am născut. Ca să vă motivez un pic, o să vă recit două strofe dintr-o poezie care îmi place mie foarte mult, al poetului Viorel Boldiș, un poet care trăiește în nordul Italiei și care spune chiar așa: când pleci de acasă, că acasă-ți doar spini și îți iei lumea în cap printre străini și lași toate în urmă și vatră și stână, tu iei în desagă doar limba română. Românule, priveac prin alte țări străine, ce ajungi să te întrebi acasă-i unde-i bine, răspunsul ți-l dau eu, acasă ești doar până vei ști să locuiești în limba română. Sper ca eu să vă pot ajuta să simțiți că locuiți încă în limba română. O să începem astăzi să vorbim despre fonetica limbii române și o să vedem asemănările și deosebirile dintre alfabetul limbii române și alfabetul limbii italiene. Noi știm că limba română este o limbă romanică, așa ca și limba italiană. Folosește cele 26 de caractere ale alfabetului latin, la care noi adăugăm încă alte 5 caractere pe care le scriem folosindu-ne de literele latine și adăugând câteva semne diacritice. O să vă scriu câteva cuvinte pe tablă. Îmbrățișând. În acest cuvânt avem toate caracterele specifice limbii române, acele litere de care vă vorbeam, care pleacă de la literele latine și la care noi adăugăm niște semne diacritice. Care sunt acestea? Le vedem. Î, Ă, Ț, Ș, un alt Î, avem același sunet și pentru el avem două litere diferite. Deci avem în total 5. Începem cu primul sunet. Ziceam, pentru sunetul Î avem un I, practic, la care noi adăugăm o căciulă, dar pentru același sunet avem și litera aceasta, care pleacă de la litera A, la care îi adăugăm aceeași căciulă. Este doar al nostru sunetul acesta, în limba italiană nu există, poate pentru asta italienii de multe ori întâmpină greutăți să învețe limba noastră, iar pentru noi este mai ușor să învățăm limba italiană, pentru că corzile noastre vocale sunt mai dezvoltate și suntem capabili să pronunțăm mai multe sunete. Deci ziceam, sunetul Î, pe care îl notăm în două feluri, o să discutăm un pic mai târziu și care este regula după care alegem noi acest Î din I sau Î din A. Apoi avem sunetul Ă și litera aceasta, care pleacă de la A, dar are o altă căciulă. Mai avem, care este doar a noastră și asta, deci sunetul și litera Ă, Ț, care este un sunet pe care îl găsim și în limba italiană, dar care se scrie de obicei cu doi Z, de exemplu în cuvântul ragața, doi Z care se rostesc cu același sunet pe care noi îl notăm în felul acesta, un T cu o virguliță de desubt. Dacă
Mergem mai departe, mai avem un sunet, ș, nu este doar al nostru, îl au și italienii în limba lor, dar îl notează cu două litere, cu s și c. Noi, în schimb, avem un s cu o virguliță de desubt. Acestea ar fi sunetele care pun mai multe probleme în scriere și, mergând mai departe, putem să aflăm și alte diferențe între cele două limbi. De exemplu, vă ziceam că litera ț și sunetul acesta pe care îl reprezintă această literă, în limba italiană este redat prin două zeta, dar avem și în limba română litera z, însă noi o pronunțăm un pic altfel. Noi spunem zi, deci o pronunțăm într-un alt mod. Mai departe avem în cuvântul hotel, avem litera h, care are și un sunet în limba română, în schimb în limba italiană sunetul nu există, nu se citește. Și în limba noastră există acest fenomen al sunetului mut, dacă vrem, dar doar în grupurile de sunete, chechi, ghegi, unde nu se citește, așa ca și în limba italiană. În rest, când noi scriem litera H, o și citim. Și avem mai multe cuvinte în care putem să observăm acest lucru: hotel, hartă, a se hrăni, haină și așa mai departe. O altă diferență ar fi, dar tot în pronunție, dacă vedem cuvântul joc, avem aici J în italiană, J în limba română, pe care îl pronunțăm noi diferit. În italiană ar fi gioco, noi zicem joc, jazz, spun italienii, la noi, în schimb, j-ul se aude un pic mai puternic, jale, jaluzele și așa mai departe. Deci îl pronunțăm un pic diferit. Să spunem că acestea ar fi, în general, diferențele majore între cele două limbi și acum o să începem să vorbim despre sunetul î. Spuneam că pentru sunetul î, limba română are două litere. Le-am văzut aici, î din i și î din a, iar ca să vedem noi care este regula după care alegem să scriem un î sau altul, o să vă scriu două versuri dintr-o poezie foarte frumoasă a poetului Vasile David, un poet român care trăiește aici la Roma și care se numește Doi bătrâni. Poezia spune cam așa: înghit, îngândurați, câte un colț de pâine, spunându-și: resemnați, poate o să vină, mâine. Am observat că am pus și două feluri de ghilimele diferite. Mă opresc numai un pic să fac o paranteză. Atunci când cităm ceva, suntem obligați să scriem, să punem între ghilimele. Fiindcă aici avem două feluri de ghilimele, trebuie să înțelegeți de ce apar în felul acesta.
Dacă nu am pune două feluri, nu s-ar înțelege când se termină citatul nostru sau când începe vorbirea directă a celor doi bătrâni. Deci la început am pus ghilimelele acestea, iar la sfârșit termin tot cu ele, pentru că aici se încheie citatul nostru. Iar acolo unde am redat vorbirea directă a bătrânilor care își așteaptă fiii să vină din străinătate, am ales să pun ghilimelele acestea ca să putem să facem diferența și să știm unde începe citatul nostru și unde se termină. Deci, subliniind acum sunetul Î și literele despre care vorbeam, o să reușim să observăm care este regula după care noi alegem un Î sau altul. Vă mai dau încă două cuvinte. A coborâ, în același scop, ca să descoperim regula, a hotărâ. Și le subliniem și aici. Deci observăm așa că la începutul cuvintelor, nu? La începutul cuvintelor sau la sfârșitul lor avem un Î din I. La început și la sfârșit de cuvinte. Iar în interiorul cuvântului avem un alt Î, Î din A. Deci asta ar fi regula. Trebuie să vă spun că mai de mult în România se scria cu Î din A doar în cuvinte care proveneau din familia lexicală a cuvântului român. Deci în România, românesc, românească și așa mai departe. Însă la un moment dat s-a hotărât ca în interiorul tuturor cuvintelor să apară Î din A, iar la început și la sfârșit să se scrie cu Î din I. În momentul acesta este o normă gramaticală pe care Gramatica Academiei a adoptat-o, deci noi ca să scriem corect trebuie să ținem cont de ea. Totuși, la regula asta care spune că la început de cuvânt se scrie Î din I și la sfârșit, iar în interior se scrie Î din A, avem și o excepție, dar o excepție care are o logică. O să vă scriu două cuvinte. Preîntâmpina. Și neînceput. Și vă rog să observați și aici ce se întâmplă. Suntem în interiorul cuvântului și totuși am scris Î din I. De ce? Dacă ne uităm la cuvântul a preîntâmpina, vine de la a întâmpina, deci cuvântul cel mai simplu, de la care se formează apoi, pentru a se îmbogăți vocabularul, alte cuvinte, începea cu Î, deci era scris cu Î din I. Dacă noi la acel cuvânt simplu am mai adăugat un prefix, ca așa se numește, un grup de sunete care ne ajută să formăm un cuvânt nou de la unul deja existent, unul mai simplu deja existent, nu schimbăm tipul de Î pe care îl folosim, ci îl lăsăm tot pe Î din I. Deci asta este o excepție. Dacă vreți, vă pun aici un semn al exclamării ca să vă dați seama că este ceva, da, ieșit din regulă. Neînceput, la fel. Cuvântul este scris în interior cu Î din I. Dincoace aveam și un Î din A, da? Dar era și Î din I. În mijlocul cuvântului, vedeți, rămâne Î din A. La început de cuvânt era odată Î din I, am adăugat prefixul acesta, grupul de sunete înaintea cuvântului și am format unul nou și în acest fel rămâne cuvântul și după. Aici, la fel, început de la a începe, nu? Am avut mai întâi cuvântul început, după care am adăugat prefixul ne și am format un cuvânt nou, iar din această cauză Î de aici se scrie tot Î din I. Sunt destul de puține cazuri, dar să ținem minte sunetele acestea, grupurile acestea de sunete care se pun în fața unor cuvinte simple pentru a se forma cuvinte noi, trebuie să țină
cont de faptul că apoi cuvântul trebuie scris așa cum era el la origine. Repetăm acum regula după care noi alegem să punem un tip de î sau altul. Am zis așa că la început de cuvânt și la sfârșit punem î din i, iar în interiorul cuvântului punem î din a și că avem și o excepție de la această regulă atunci când avem un prefix, un grup de sunete pe care îl punem înaintea unui cuvânt simplu care începe cu î pentru a forma un cuvânt nou, respectăm același tip de î cu care îl scriam cuvântul simplu la început. Am văzut deja a întâmpina, a preîntâmpina. Exemplu, da? Ca să facem câteva exerciții acum și să o vedeți și voi dacă ați reușit să înțelegeți, o să vă scriu o poezie, o strofă dintr-o poezie a lui Vasile Coman, un poet contemporan care locuiește la Pitești, în România, și care se numește Te port în suflet, mamă. Câte nopți ai plâns de dor prin străini. Și de câte ori în genunchi ai stat. A cui ești femeie noaptea când suspini? Cine-ți mângâie chipul întristat? Am pus din nou ghilimelele pentru că am zis, este o strofă dintr-o poezie a unui poet român, da? Am citat această strofă, am pus-o între ghilimele. Haideți să vedem acum unde avem sunetul și litera î. Câte plâns, din nou câte, în mângâie, întristat. Sper că toată lumea a scris cum am scris eu. Observați că aici avem, nu avem probleme, nu avem deloc excepția de la regulă. Avem doar în interiorul cuvintelor î din a, iar la început, în cazul acesta doar la început, cuvinte care se scriu cu î din i. Mai scriem acum două proverbe. Nici mărgea neînșirată, nici mărgea neînșirată, nici fată nemăritată. Am pus din nou ghilimelele pentru că este un proverb. Să vedem aici unde apare î. Avem excepția de la regulă, în cazul acesta, neînșirată, îl scriem cu î din i, pentru că în fața cuvântului înșirată avem prefixul ne. Încă un proverb, nebunul ține lingura și înțeleptul mănâncă.
Unde avem sunetul î? Înțeleptul mănâncă. Mare atenție la diferența dintre ă și î, pentru că am observat că de foarte multe ori, cel puțin elevii, cei născuți aici sau care au studiat puțin în România, au problema asta, confundă cele două sunete. Deci în cuvântul mănâncă avem î în mijloc și pe margini sunetul ă. Înțeleptul și mănâncă. Avem la început de cuvânt î, în mijlocul cuvântului î din a, la începutul cuvântului î din i, iar în mijlocul cuvântului î din a. Am văzut, deci, cum același sunet a fost redat prin două litere diferite. În limba română avem și alte probleme, de exemplu, două grupuri de sunete diferite care se redau prin aceeași literă. Este cazul literei X, care poate să redea sunete precum CS sau GZ. În exemplul exemplele au fost excelente, o să vedem că X redă sunetele GZ în cuvântul exemplele sau CS în cuvântul excelente. Asemenea exemple mai avem în cuvintele exercițiu, există, unde apare tot grupul GZ, există, exercițiu, exagerează, explicație. Bineînțeles că sunt și multe altele. Am văzut deja că în grupurile de sunete chechi, ghi, apare un sunet care este redat prin două litere. Che, chi, ghe, ghi. Deci avem două litere, kh, gh, care redau un singur sunet. O altă problemă foarte interesantă și care, să zicem, dacă o să înțelegeți ce o să vă explic, o să vă ajute să faceți mai puține greșeli, este în pronumele personal. Eu, ea, ei, ele, apariția acelui sunet la început, un i care se aude, dar care nu se scrie. Deci o să spunem eu, dar o să scriem eu. O să spunem el, dar o să scriem el. Ea, o să scriem tot așa, fără i. Ei, ele. O să scriem întotdeauna fără i la început, chiar dacă îl auzim. La fel se întâmplă, același fenomen apare și în la verbul a fi. Eram, de exemplu, auzim un i, dar nu îl scriem. Este. Era și așa mai departe. E, chiar forma scurtă a verbului a fi. E, dar scriem întotdeauna fără acel i pe care noi îl auzim la început. Din păcate am văzut foarte multe greșeli de acest fel și am ținut să semnalez și această problemă. Ce se întâmplă? Uneori e, grupul e, există în limbă și îl și scriem. Deci noi să ținem minte că doar aici apare problema asta a acelui i care se aude, dar care nu se scrie. În pronumele personal și verbul a fi, atunci când încep cu litera e.
În schimb, atunci când o să spunem iepure, trebuie să-l scriem pe i. Iepure, ieșire. În cazul acesta, i se scrie. Deci problema acelui i care se aude și nu se scrie apare doar, repet, la pronumele personal și la verbul a fi. Alte probleme care mai există cu alte grupuri de sunete, care sunt niște diftongi, dacă vrem să le spunem chiar pe nume, e, ca și e, nu? Avem grupul de sunete oa, care se aude ua în vorbire, dar care se scrie oa de cele mai multe ori. Și o să vă dau câteva exemple, pentru că e foarte frecvent, este foarte frecvent acest diftong, acest grup de sunete. De exemplu, poartă, poate, toate, moarte, șoapte, soare și foarte multe altele, dar și aici trebuie să fim atenți, pentru că există și grupul de sunete UA în cuvinte precum ziua sau neaua. Da? Deci avem oa în poartă, poate, toate, moarte, șoapte, soare și foarte multe altele, dar să nu uităm că apare, da, apare mai puțin, dar apare și grupul ua, ziua, neaua, de obicei spre sfârșit. Da? O să verificăm acum ultimele probleme fonetice ale limbii noastre pe care le-am discutat și o să scriem alte două enunțuri. Vi le dictez, încercați să le scrieți voi și apoi o să le scriu eu în mod corect să vă corectați. E foarte ușor să vezi cireșele coapte din curtea ei ziua și el poate să te aștepte toată noaptea. Avem aici problemele cu scrierea pronumelui personal și al verbului a fi și scrierea diftongilor ua, ua. E foarte ușor să vezi cireșele coapte din curtea ei ziua. Am scris e, dar am pronunțat e, foarte cu oa, coapte cu oa, ziua cu ua. El poate să te aștepte toată noaptea. Și în cazul acesta am scris el, el, fără i-ul acela dinainte, poate toată noaptea. Cam asta ar fi pentru azi. Eu sper că ați reușit să vă aduceți aminte de câte ceva sau să învățați, dacă a fost cazul. Până data viitoare, eu vă spun că nu este rușine să nu știi, este rușine să nu vrei să înveți. Deci vă aștept data următoare să mai învățăm câte ceva sau să ne aducem aminte de câte ceva din problemele pe care le poate pune limba română. Mulțumesc!